Bună seara, dragi iubitori ai folclorului nostru românesc și ne bucurăm din suflet să fim împreună cu dumneavoastră la ceas de sărbătoare. Hristos a înălțat, este o mare sărbătoare a creștinilor, iar noi în această seară vă bucurăm sufletul cu muzică live 100%. Și am doi băieți minunați, doi interpreți valoroși pe care dumneavoastră îi cunoașteți de la evenimente, de la TV, de la spectacole. Este vorba despre Lucian Cojocaru, care nu a venit singurel, a venit cu formația Cojocaru. Jocarii de la Turnu Severin, așa niște băieți foarte, foarte talentați și o să-i prezentăm și pe dumnealor așa, unul câte unul. Și avem pe colegul nostru, pe Dumitru Vasilescu. El este colaborator vechi, prieten, frățiorul meu, așa mai mic, că na, trebuie să recunosc că-s mai mare ca tine, mai bătrână, cum se zice, nu? Și s-a legat așa o prietenie între Vasilescu, Dumitru Vasilescu și Lucian Cojocaru și în această seară vor să vă facă să, cumva, să jucați acolo în fața televizorului sau poate vă aflați, eu știu, dacă tot a fost sărbătoare, poate dumneavoastră chefuiți undeva și când o să-i auziți pe ei cântând, o să dați drumul la joc și voi bună. Bună seara, Bună Lucian, bine ai seara! revenit pentru Bună seara și a bine doua oră v-am la noi la EMI găsit și de câte ori ne veți invita, vom fi alături de dumneavoastră cu mare drag, pentru că aici deja începe să Sunteți ne... ca Da, acasă, bineînțeles, noi da. vrem să fim, microfonul puțin mai aproape, Am înțeles, da. suntem gazde primitoare, cred eu, și știm să ne primim Și mai oaspeții ales dacă și îi și e apreciem. prietenul meu aici, caschete lângă noi, cascheta noastră, așa cum spun eu, cum te știe toată lumea de altfel, nu... E Dumitru Așa este, Vasilescu, da. zis caschete, el are o poreclă și a rămas asta și nu se rușinează cu Nu, absolut. aceasta pentru că, nu știu, e cumva din copilărie, nu? Bună Asta. seara, în primul rând, Bună da? seara. Hristos a Mulțumesc înălțat. din suflet pentru invitație. Adevărat s-a înălțat, astăzi Adevărat este s-a înălțat. înălțarea. Am nimerit o zi sfântă și ne bucurăm din suflet că, ce să zic, sunt în seara asta minunată alături de un prieten drag de formația lui și de telespectatorii noștri care se uită la noi și, exact cum ai zis, Betty, la un mic, la o berică, Păi da, să ascultă muzică fiecare și voie acum, au mai bună. fost și eu Muzică știu, și poate voie bună. bâlciuri, poate astea, acum s-au dus oamenii acasă și vor să încingă o oră. A fost și Astăzi vreme încă frumoasă? se înroșesc ouă, nu? Ultima zi, da. E Da, în ultima care zi, s-au da. da. înroșesc Deci, ouă. Deci e sărbătoarea înălțării, da? da, Înălțarea, e ca în ziua de Paște, deci da. Da. după 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Da. Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și așa s-a produs această sărbătoare, să zicem. De asta se zice Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat, Eu, da. da. Trebuia să De venim și cu unde... ouă roșie aici să Da, ciocnim, vre... nu? da, era o idee bună. Eu vreau să vă întreb pe voi de unde prietenia asta, așa, voastră, că vă văd mereu Începe eu să împreună, zic, da? ba... Eu sunt ca o gazdă. E la Da, Târgu Jiu la noi, da? da, te rog. Deci, prietenia noastră s-a legat la un eveniment în care eu am fost cu formația la Severin. Am cântat, el a venit invitat Invita la și... masă, Da. nu să Ia cânt. uite, Invita la mi-e masă și fiind din Severin de acolo, mulți invitați din Severin. Lucian, hai să ne cânti și nouă, bineînțeles, cum Nu, sunt eu eu te tot știam pe timpul. tine, auzisem de tine, te știam pe tine, dar nu ne cunoscusem, nu... Da. Și să vă mai spun ceva, oamenii buni au așa magnet, se atrag și oamenii cum se Pe cade urmă l-am și invitat la balul cu sufletul curat. vânătorilor, la noi aici la Târgu Jiu, cu Un orchestra eveniment pe lui. care îl Un organizezi tu, eveniment da? reușit care îl organizez de ceva timp de zile. Ne-am împrietenit, el este și vânător și lucrează și în cadrul Asociației AGVPS Gorj, Deci Asociația de aveți Vânători și multe lucruri Pescari, în comun, dar pe este lângă cântar. Mă cam paznic leagă de multe vânătoare, de da? Gorj. Eu sunt un vânător pasionat și ne-am împrietenit. Lucian, ai niște băieți talentați, văd printre mehedințenii tăi că ai și un gorjan pe care l-ai luat de aici de la noi, este nepotul maestrului Blondea, Da. eu îl știu de fănel, dar el se numește Chiru Daniel și pe ceilalți Mirel. băieți, Și Mirel, Chiru Mirel. Mirel, scuze, Și Mirel fănel, sau nu, Mirel? nu, Mirel, Mirel, Mirel. Mirel, dar toată lumea știe de fănel. N-are nimic. Fănel cel talentat, l-ai luat Vine cu aici plocon, în nu, nici nu trupă e problemă. și vreau să-i prezinți tu pe ceilalți băieți, că eu nu-i cunosc Deci, prima dată când îi văd, dar de auzit i-am auzit. pe Fănel tocmai l-ați L-am prezentat, prezentat. da? Milu, mâini fermecate, Milu Plică, organistul formației, Paul Mălădeaur, Paul Stani, acordeon, Daniel Antonie cu saxofonul și mai avem un membru care nu este lângă noi, toboșarul formației, bineînțeles, pe Oh, aveți și țăndărică, nu toboșar. l-am luat, că a avut ceva treabă și l-am iertat de data asta, bineînțeles și colegii mei cu care mergem împreună la nunți,
cu Damian Conacolegul meu și cu nepoata mea, o tânără de 40 de ani. Aveți și o voce feminină. Raisa, da, și Marius, care aici filmează în direct. Raisa e nepoțica ta, deci ai așa o familie de o familie muzicală, să spunem așa, da? Să zicem că numai eu și cu ea cântăm. Din familie. Dar tu de unde moștenești talentul ăsta? Nu știu, așa. Deci nu ai avut în familie, nu? Nu, de mic copil cânt și... Și de îndrumat, cine te-a îndrumat? Ți-a plăcut sau te-a împins cineva de la spate? Eu la mulți le spun că n-ai cum să înveți să cânti, cu asta te naști. Și asta e un dar de la Dumnezeu și n-ai cum să... Adică poți să te perfecționezi un pic, dar să mai înveți să cânti e cam greu. Păi da, dacă ai de la Dumnezeu, după aceea... Eu vreau să-l prind pe Fănel, m-am apucat de vioară, vreau să-l prind pe Fănel, să-l depășesc, studiez în continuu. Colegii mei îmi spun că trebuie să cântăm, telespectatorii noștri abia așteaptă să vă audă, așa să faceți show în seara asta, cum faceți voi de obicei, așa că dăm drumul la muzică! Și vă invităm și la joc! Acolo acasă sau unde sunteți dumneavoastră votiți la joc? Lucian cu Jocarul, formația cu jocarii și Emi TV, votiți la joc! Dar pentru tine mândru cine am pierdut? Am venit mândruț o semn de un sărut. Da, pentru tine mândru cine am pierdut? Am venit mândruț o semn de un sărut. Eu am fost un venit, m-ai făcut de-am pătimit, n-am mâncat nișina și nu mi-ai dat gura. Eu am fost un venit, m-ai făcut de-am pătimit, n-am mâncat nișina și nu mi-ai dat gura. De la o vecină, ca seara ai fost cu altul la fântână. Și-am auzit mândru de la o vecină, ca seara ai fost cu altul la fântână. Dar nu-i baime puiul meu, lasă că mă duc și eu, ca am altă mândruță și dă-i guriță. Dar nu-i baime puiul meu, lasă că mă duc și eu, ca am altă mândruță și dă-i guriță. Bine, bărbația! Și acum jocarii! Ca la Severin! La Târgu Jiu! Doamne, mumii mândruță, nu mai dintr-a tip, că de dor mândruță-mi suferi vreau. Doamne, muri mândruță, nu mai dintr-a tip, că de dor mândruță-mi suferi prea mult. Îi muri de dorul tău, dacă tot nu mor de-a n-o camă, mândruță și dă-i guriță. Îi muri de dorul tău, dacă tu nu mor de-al meu cam altă mândruță și îi dai guriță. Cero lai lai la la la, te iubesc în viața, îmi place lai la la la. Lasă-mă lumea așa, lai lai la la la, că mult mi-e drag în viața. Hai formația! Bine băieții! Lai la la, nu mai
Hai de rău mă vorbești, lai la lai la. Hai lasă-mă lume în pace, lai lai la la la. Să iubesc viața-mi place, lai la lai la. Lasă-mă lume așa, lai lai la la la. Că mult mi-e dragă viața, hai formați! Și mă petrec, lai, 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 la. Că anii vreau și-ntrec, la, lai, 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 lai. Haide, haide! S-or iubit pe iarbă verge, lai, la, lai, 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 la, la. Dar moare lumea când mă verge, lai, la, lai, 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 lai. Hai să facem și o sârbă! Sus paharul cântă lăutarul. Bim, 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 prizine
iubesc-o mai pe ea, eu îi spun-o mai pe ea, să nu-i fac viața grea. Mă-ntreabă nevasta mea, te iubesc-o mai pe ea, eu îi spun-o mai pe ea, să nu-i fac viața grea. Bim, bim, sus paharul, finte noutanul, bim, 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 trei zile lanț, luminică, luni și valza. Bim, bim, sus paharul, finte noutanul, bim, 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 trei zile lanț, luminică, luni și valza, bă! Că mă ține acasă bărbatul, că mă ține ca pe o floare, s-a luat lumea de mirare. Doamne, mă vorbește sartul, că mă ține acasă bărbatul, că mă ține ca pe o floare, s-a luat lumea de mirare. Vorbește lumea prin sat, se-ntreabă de ce m-a luat, că n-am avere nici casă, dar m-a luat că am fost frumoasă. Vorbește lumea prin sat, se-ntreabă de ce m-a luat, că n-am avere nici casă, dar m-a luat ca-n posta, dracu, bă! Ia-uzi! La toată lumea o spun, ca-n bărbatul mult și bun, mi-a făcut voile toate, nu mi-a spus că nu se poate. La toată lumea o spun, că-n bărbatul bun și bun, mi-a făcut voile toate, nu mi-a spus că nu se poate. Vorbește lumea prin sat, se-ntreabă de ce m-a luat, că n-am avere nici casă, dar m-a luat că-am fost frumoasă. Vorbește lumea prin sat, se-ntreabă de ce m-a luat, că n-am avere nici casă, dar m-a luat că-am fost frumoasă. Faceți ceva pe voi, sârbește! Câte una, dacă te șafe, de ne las ferând pe drum, parcă se turbate, mă, tată, mă! Aș mai fi tânăr
frate. Să am anii tinereții, să fiu caldrădat. N-aș mai fi tânăr vreodată. Să am anii tinereții, să fiu caldrădat. N-aș da bani, n-aș da avere. Să am anii tinereții și să am putere. N-aș da bani, n-aș da avere. Să am anii tinereții și să am putere. Bună seara, bună seara din nou cu dumneavoastră, am revenit. Suntem la EMI TV, petrecem împreună cu muzică live, 100%. Lucian Cojocaru va cânta împreună cu formația Cojocarii de la Turnul Severin. Altfel nu se poate. Atmosferă frumoasă aici, dragilor, deja a intrat în pâine, așa cum intră el de, da, de fel, așa face voie bună, sunt sigură că și dumneavoastră vă simțiți bine. Vreau să mai vină și Vasilescu aici. Să știți, da, că voi semănați așa și la fizionomie, puțin mă uităm, vorbeam cu băiatul care... Ce ai făcut, mâine? Te-am lăsat aici. Ia vedeți, poate aveți. Te-am lăsat aici și ai început să te desfășuri, ai transpirat tot. Păi nu știu dacă tu ești gazdă și eu sunt invitat, trebuie să, nu? Când, da, lipsești tu să întrețin atmosfera, nu? Legat de asemănarea noastră, asemănăm, da, suntem puțin, poate aveți grași, ceva rude și nu știți. Grași, burdulii amândoi. Și am descoperit acum ceva când am fost la ziua lui. Ne tragem amândoi dintr-o zonă foarte apropiată unul de altul. Eu din comuna Brezința Motrului, el din comuna Greș. Ceva distanță, da, cam 5-7 km între comune. Sau nu? Tot acolo, tot acolo, el, da, tot acolo și el, da. Ești mehedințean. Ăștia sunt zonele de unde vin artiștii. Acum fac așa o paranteză. Da, 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 da. Sunt așa, mereu cu zâmbetul sunt pe modest, buze. Sunt tu modest, am văzut, da, că faci voie bună la petreceri și Vasilescu face la fel. Cum aveți voi așa? Cum vă alegeți repertoriu în general așa? Îl studiați cu băieții sau îl faceți mai așa la gazda, prima? Mai întâi să sau îl faceți gazda, la prima? Da, ce să zic... Studiem piața în primul rând, oamenii, să vedem ce vor oamenii, ce ne cer oamenii. Am înțeles. Știi foarte bine că noi am colaborat amândoi și la evenimente, am mers împreună la anunț, ai văzut? Când cineva cere o piesă și nu știu, ies afară. Te uiți pe telefon? Repede mă duc să o scriu. Nu, la noi nu există, nu știm. Exact. La noi există, noi nu. Încerc să-i fac omului, să-i fac plăcerea, să nu plece omul. Să zic că, bă, ăla nu mi-a făcut piesa, m-a păcălit, știi? Aveți profesioniști lângă voi și cântați piesele din prima. Absolut, să nu cumva să crezi că nu e și muncă la mijloc sau în spate. Da, băi, se întâmplă ca... Uite, au mai fost colegi care spun, noi ne întâlnim o dată pe lună sau o dată pe săptămână sau studiem online, îi dau piesa la colegi și ei o mai... Nu, noi chiar studiem, ne întâlnim și muncim, pentru că dacă nu muncim... Online-ul nu este, nu, când se întâlnesc ei. Cântați toți. Cântați și alte genuri muzicale în afară de muzică populară, să spun, nu? Doar pe genurile? Da, bineînțeles, eu. În afară de lea grele, glumesc acum, nu? Muzica de petrecere în general... Muzica de petrecere, da, ce înseamnă de la A la Z. Da, 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 toate și zonele țării, da? Da, încercăm să... Acum știi cum e, când ești la un eveniment, trebuie să cânti toate genurile, adică din toate zonele. Din toate și zonele, și să surprinzi, da, mereu, pentru că omul tot timpul așteaptă ceva. Ușoară? Nu, dar nu mi-e greu să știi. Chiar am încercat câteva piese de muzică ușoară. Cred cu colegii, da, mei. Poate nu ți-e aproape așa de suflet. Nu, n-am cântat niciodată muzică ușoară, dar am cântat două piese de muzică ușoară, nu le spun care sunt, băieții, da, mei știu. Da. Și chiar au rămas oamenii surprinși că nu știu ce se întâmplă. Ce, da, are ea și nu am eu? Da, iau, ce faci. Deci, da, serios, chiar... Da, un solist la petrecere, la eveniment, eu zic că trebuie să fie 100% să cânte toate genurile. Acum, genul care pleacă el pe drumul cântecului popular, care să-l facă mai bine, bineînțeles, clar, este, da, normal, da, dar trebuie să mai cântăm și altceva, că asta este. Uite, bine, noi care am cântat în restaurant, 18 ani, da, tu ai cântat în restaurant? 20 ceva. Wow, păi cred acolo te-ai format, cred că maestru Fane era, nu, cu mine. Fane, mai ții minte o nuntă la, hai, Severin? Noi, noi, domnul Fănel, da, bună seara și Hristos a înălțat ce dacă seara. Tu ești un instrumentist de seamă al nostrului, al nostru și ne mândrim cu tine. Mă bucur că sunt de aici din zonă și mă bucur că suntem gazde, chiar și pentru colegii dă-i mei. Dă-i gorjeni cu patru mehedințeni, nu? Am zis bine. Ce vrei? Mai avem un băiat care... Maestre, vreau să spun așa, nu știu, am fost la o nuntă la Severin împreună cu tine și cu maestru Blonte. Da? Și nașul de acolo, de nu vreau să dau nume pentru că am rămas prieteni, eram în costum național și a venit la mine în deschiderea anunței, zic, și mie să iubești două femei, poftim, arunca banii, știi? Da. Da.
Ții minte? Da, care ce este... Nu, am zis naștule, nu pot să cânt, că sunt costumul național, nu mai trebuie costumul tău, a dat sacoul de piele jos și l-a pus pe mine, mai ții minte? Da, da, ca să nu mai fi în costum național, da? Da. Da, se întâmplă. Băi, acum ai văzut, se cântă melodia pentru Mir. Ce naș, ce nașă, nu știu ce. Asta e o melodie de muzică. Ce familie frumoasă. Acum dacă ești în costum național, în momentul ăla nu ai cum să te schimbi în minutul ăla repede și faci plăcerea omului, da? Cine ne... Eu știu, zice, uite, domne, și aia sau ăla în costum național. Vorbesc și... Noi respectăm, și fără să cunoască, noi respectăm de fapt, portul popular românesc, dar dacă îți cere și ești acolo angajat să-ți... susții programul și... Știi cum este, dacă e atunci atmosfera faci. Și ești nu, dar asta înseamnă să fii profesionist totodată. Da. Deci asta înseamnă să fii profesionist. Ce ne mai cântați, domnul Vasilescu? L-am dus la prietenul nostru la Tismana, uite, vezi? A, Florin! Uite, da, uite ce brâu, ce brâu frumos! A, îl salutăm pe Florin! Ce vestă frumoasă, Florina, autentică de lănuță! Pentru că i-am explicat, mă, Luciane, tu ești o voce foarte bună. Ești unul dintre primii soliști din Severin care i-am ascultat. Piese personale are, Lucian? După Mitru, are, piese, da. Personale. Foarte bine, deci nu știam. Fac și cinste, pentru că mă lăudați, fac și cinste după emisiune, nu-i problemă, mergem. Da, nu. Mă, e păcat de tine. E păcat. Tu trebuie să dai înainte, fratele meu, ca un buldo din ăla excavator, în casa, să treci prin piatră. Cum am auzit de Lucian, deci toate lucruri bune, nu lucruri bune. Am auzit lucruri bune și știu că ai o trupă bună și ai evenimente. Și am zis, facem o colaborare împreună amândoi, să facem câteva piese. Da, exact, am făcut câteva filmări cu orchestra lui. Să știi că nici în seara asta n-am studiat nimic ca să spun. Cântați așa la prima, da? Da, da. Păi da, așa, tot ce se întâmplă aici. Fa ne cunoaște repertorul meu, Paul ne cunoaște. Da, trebuie să știe. Deci nu regizăm nimic noi în seara asta, da? E natural, așa da, că o să dăm drumul la muzică. Mai cerem scuze dacă mai greșim, da, asta este. Da, să cânteți și domnul Dumitru Vasilescu. Venim cu... în ziua de înălțare, mai succes, colegule. Doamne ajută. Deci, colegule, cântă Dumitru Vasilescu cu formația Cojocarii de la Turnul Severin și eu zic să meargă muzica. Dacă tot s-a cântat ore, sârbe și de toate, o să facem o ascultare frumoasă pentru dumneavoastră, cei care sunteți în fața micului ecran. Melodia Dragă Tată, vreau să spun pentru toți părinții, să vă trăiască părinții la toată lumea. Vine cojocarii, tată! Maestru Fonel de la Târgu Jiu. Tăicuță-ți cum și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. O și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Bine, mă! Așa, Paulică, tată! Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnei când n-aveam minte. Și chiar dacă șeneam iertare, mă, dojenia i-a sprușitare. Doșana ta m-a învățat ce greu ce trebuie îndreptat. Greșelile dacă-mi iertai, din mine om nu mai făceai, mă. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită
ție sunt, mă. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Merge, mă! Bine, Daniele! Saxofonul de aur! Delele! Și că dată! Între bărbați să-ți bim la masă, cât un pahar la noi în casă, și-ți văd în loc mândria toată, că ești bun, e chiar eu sunt tată. Către bărbați să-ți bim la masă, cât un pahar la noi în casă, și-ți văd în loc mândria toată, că ești bun, e chiar eu sunt tată. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Păi, dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, dar și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Așa, fădele! Pentru toată lumea prezentă! Ce-ați acum? Am tot zis că nu mai fac bine la omul sărac, mă. Dacă bine, dacă am făcut, mă, nu mai rău mi-am auzit, mă. Am tot zis că nu mai fac bine la omul sărac. Dacă bine, dacă am făcut, nu mai rău mi-am auzit, mă. Și adevărul, dar avea inima gură, cât bine a făcut să spună. Dar și mâna ta, dacă ar putea să spună cât a dat ea, mă. Dar avea inima gură, cât bine-a făcut să spună. Dar și mâna ta, dacă ar putea să spună cât a dat ea, mă. La cine am făcut mult bine, azi m-ar lăsa fără zile. Dacă eu nu vreau să-i fac rău, vreau să-l vadă Dumnezeu, mă. Păi, la cine am făcut mult bine, azi m-ar lăsa fără zile. Dacă eu nu vreau să-i fac rău, vreau să-l vadă Dumnezeu, mă. Dar avea inima gură, cât bine a făcut să spună. Au și mâna, dacă ar putea
să spun cât a dat ea, mă. Dar avea inima gură, cât bine a făcut să spună. Dar și mâna dacă ar putea să spună cât a dat ea, mă. Zii, bă! Am tot zis că nu mai fac bine la omul sărac, mă. Dacă bine, dacă am făcut, mă, nu mai rău mi-am auzit, mă. Dar pe cine nu lasă moană, nu te lasă să trăiești, mă. Aruncă cu pietre tine, zi și noapte cât trăiești, mă. Dar avea inima gură, la cine a făcut să spună. Și mâna dacă ar putea să spună cât a dat ea, mă. Dar avea inima gură, cât bine a făcut să spună. Și mâna dacă ar putea să spună cât a dat ea, mă. Hey! Aici cu o oră frumoasă, maestre. Bineînțeles, cu țambal face ca la noi. La minor, mândruliță de la Gorj. Hai, maestre! Pentru toată lumea, merge formația, tată! De la Gorj, mă, îi băgași în draș pe toți. Unul îți cumpără casă, alături de el o de nevastă. Am stat și m-am tot gândit, a cui vremea de iubit. Păi dar îmi stai mereu în gând, mă bagi cu zile pământ. Am stat și m-am tot gândit, a cui vremea de iubit. Păi dar îmi stai mereu în gând, mă bagi cu zile pământ, mă. Hai da, mă! Înălțare la MTV pentru toți telespectatorii noștri, să trăiască! Nici o
niciodată nu e bine, ca să ții muienea cu tine. Pe la păl sau pe la târg, au că-i fac alții ochii dulci. Să ții doar ipocnica, mă, și să faci ce vrei cu ea. La ipocnica te iubește, nevasta te cicălește. Ca pădure la Tismana. Răzuliță, merg grețești, mă, în pădurea din lelești, mă. Primăvara cântă cucu, păi de s-aude până la rucu. Păi la rucu și peștișani au și tismana și arcani. Zi, mă! Vine! Ca la Gorj cu cojocarii de la Severin, tată! Hai da, hai da, mă! Să mă urc pe vârf de plai, să mă întâlne cu grai, iar eu să cânt mai cu foc, să stea jaleșul pe loc. Iar eu să cânt mai cu foc, să stea jaleșul pe loc. Bine, Paule! Ia-o-s-o! Geaba mândră mă mângâi, mă, poate eu plec și tu rămâi, păi tu rămâi la maică ta, dar te iubească cine-o vrea, mă. Păi tu rămâi la maică ta, păi te iubească cine-o vrea. Zi, mă! Așa, pane! Oh, 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 oh.
și mal să moară. Poftu am o buruiană, să dau la dușman să moară. Că dușmanii de n-ar fi, omul n-ar împătrâni. Au că dușmanii mult ar vrea, au să ne strice dragostea. Bine, mă! Avem dragostea frumoasă. Lasă-mă să vorbească, că avem dragostea frumoasă. Că la dragostea din tâi am pus amână doi copii. Au că dușmanii mult ar vrea, au să ne strice dragostea. Au că la dragostea din tâi am pus amână doi copii. Dacă dușmanii mult ar vrea să ne strice dragostea. Hey! Și o sârbă frumoasă, băieții mei, tată, la major acolo, Vănele. Jaba mă sculai de noapte că nu le iubi pe toate. Pentru toată lumea prezentă. Să plângă fioara, bă! Merge domnul Gigi! Jaba mă sculai de noapte, că nu le iubi pe toate, mă. Jaba mă sculai de noapte, că nu le pe toate, dar rămasă supărate și fete și măritate. Rămasă supărate și fete și măritate. Lele, lele, lelișoară, lasă-mă cu capul coală, cu mâna la țâțișoară, s-o dau dracu de vioară. Lele, lele, lelișoară, lasă-mă cu capul coală, cu mâna la țâțișoară, s-o dau dracului de boală. Vine Paul! Maestru Paul Stani! Ia-ți, maestre! Fă, mă, Doamne, cum am fost, mă, băiat tânăr și frumos, mă. Fă, mă, Doamne, cum am fost, mă, băiat tânăr și frumos. Păi de mai face cum am fost, aș mânca miercurea-n post. Aș fost nici sâmbăta, mă, că mi-a plăcut dragostea. Lele, lele, lelișoară, lasă-mă cu capul coală, cu mâna la țâțișoară, s-o dau dracu de vioară, foane. Bine, 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 bine. Am pus de gând, mă, să mă fac un om cinstit, mă. Știi, mândru, ce-am pus de gând, mă, să mă fac un om cinstit.
Vom cinsti și bun de casă, cu șapte mândrie la masă. Vom cinsti și bun de casă, cu șapte mândrie la masă. Le-le-le-le-le-nișoară, lasă-mă cu capul în coală, cu mâna la țițișoară. S-o dau și acum cum spune așa: țață-țaș, pupa gurița, mândruțaș, pupa gurița. Dacă ți-ai ține credința, dacă ți-ai ține credința, mândruțaș, pupa gura, țață-țaș, pupa gura. Dacă o pup și tu pe-a mea, dacă o pup și tu pe-a mea, unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca mine, care s-ar iubi cu tine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca mine, care s-ar iubi cu tine, bă! Țineți mândru-n rapul, da, țineți mândru-n rapul, și nu-i iubi pe altul, și nu-i iubi pe altul. Da, țineți mândru-n rapul, da, țineți mândru-n rapul, și nu-i iubi pe altul, și nu-i iubi pe altul. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca mine, care s-ar iubi cu tine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca tine, care s-ar iubi cu mine. Eu știu bine ce-l spun, dar nu mă face că-s nebun, nu mă face că-s nebun, că eu știu bine ce spun, că eu știu bine ce spun. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca mine, care s-ar iubi cu tine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță mă-ntreabă, că mai sunt mândru ca mine, care s-ar iubi cu tine. Hey!